Așa, dar pornim la treabă. Bună dimineața și bine ați revenit la întâlnirea cu Prof Online. E dimineață, suntem odihniți, suntem fresh, bun de treabă și încercăm să mai facem un pic de antrenament, pentru că ușor, ușor, numai după ce facem acest lucru, ne vine pofta sau începem să ne simțim și noi bine. Deocamdată suntem în stare de stres, de nemulțumire, de insatisfacții, da? Așa trebuie văzut. Dar ușor, ușor lucruri vin. Un profesor valoros spune așa: decât să fac 10 probleme de același, în același mod de lucru, mai bine să dau la o problemă 10 soluții. Adică vrea să spun un lucru. Hai să analizăm fiecare problemă, o problemă să o analizăm, în fel de fel de variante, să o privim din toate unghiurile și să ne putem așeza la treabă. Fiindcă a apărut problema aceea de colerealitate, vreau să vă spun, problemele de colerealitate sunt deosebit de pretențioase. Foarte dificile. Foarte dificile. De aceea, după ce am văzut, ca să arătăm două segmente, că se vom uriente, ne ducem foarte repede într-un două triunghiuri în care se intre cele două laturi și se face nu știu ce, nu, Adi? Da. Așa, ți-a făcut un reflex. Și tu te simți bine așa. Când vezi o problemă, să zicem, cauți acolo, să vezi dacă găsești două triunghiuri, să vezi dacă intre cele două laturi, pe acolo, să știi. Dar nu toate problemele. Noi nu facem acest lucru ca un act reflex, fără să ne dăm seama dacă merită să te gândești la așa ceva. Înțelegi tu? Dacă asta merită să-ți focalizezi atenția pentru chestia asta. Sau nu. Când constați că nu, atunci nu are rost să faci așa ceva. Mai mi-amintesc o dată problema aceea. O reluăm din nou. 24, da? Da? Și gândim așa. Se prelungește mediana a treia triunghiului ABC. Deci, în ipoteză, am să fac figura, că deja voi aveți acolo, nu? Parcă era așa. Eu mi-amintesc că așa stăteau lucrurile. Deci se dădea un triunghi. Un triunghi ABC. Oarecare, da? Da. A de mediană. A. B, C. Deci triunghiul ABC. Da. A de mediană. În A triunghiului. Triunghiul ABC. Așa. A de mediană. Când ați zis mediană, de la ce mă gândesc? Unește vârful cu mijlocul laturii. Foarte important. Deci avem un punct în plus. Mijlocul laturii opuse, da? Deci asta e mediană. Vârful cu mijlocul laturii opuse. AD. Apoi. Spune autorul că mai prelungim pe AD. AD congruent cu DE, D aparține lui BC. Deci o prelungim în continuare cu un segment DE încât să fie cât AD. Cum am mai putea spune acest lucru? În loc să spun că prelungim pe AD cu un segment cât DE, mai putem spune așa, fie E simetricul lui A față de D. Atenție! Deci poate să fie formulare așa, așa. Fie E simetricul lui A față de D. Adică A este pe partea asta la egală distanță. Simetricul lui A față de D. Deci ori spun că prelungesc pe AD cu un segment de E cât AD, da? Ori spun chestia asta, ori zic că e vorba de simetricul lui A față, eu așa aș fi format. Fie E simetricul lui A față de D. Pentru că vreau să văd ce înseamnă simetricul unui punct față de un alt punct. Da? Deci de aceea prelungim cu segmentul AD cât DE, așa, AD cât DE. Și mai departe, autorul spune așa. Prelungește și AB. Prelungește și pe AB. Cu BF, congruent cu BC. BF cât BC. Mai merită să spunem că fie A simetricului B, simetricului A față de B. F. Deci F poate să fie așa privit? Da. Simetric. Nu. Că de data asta, BF ăsta care îl luăm, nu este cât AB, e cât BC. Da. Deci nu mi-am permis să spun simetricul lui A față de B.
Ci de data asta spun exact atât, singura variantă este să-l prelungesc pe AB în continuare, cu un segment de BF, încât BC să fie cât BF, da? BC cât BF. În timpul ăsta cât fac desenul și citesc problema, tot timpul îmi spun, iau din nou ce mi-a fost dat în problemă. Până aici măcar. Zic așa, am cât ce, D cât DB. Da, ce D cât DB. Am că AD e cât DF. Această aranjare prin prelungire îmi sugerează rapid, din cunoștințele care le am, că patrulaterul A, B, E, C este paralelogram pentru că acestea apar... Sigur că da. Deci eu nu am mai avansat cu problema. Dar până la nivelul ăsta încerc să leg bine problemele. Deci nu este esențial să citesc toată problema și să alerg prin problemă. Ci important este să văd de până acum ce elemente s-au adunat ca să le pot valorifica. Deci fiindcă asta e cât asta. Asta e cât asta și în prelungire, Adi. Și în prelungire, atunci înseamnă că figura asta așa este sigur paralelogram. Dacă am constatat până acum acest lucru, înseamnă că acum merg un pic mai în față. Fiind paralelogram, toate proprietățile sunt adevărate. Adică ce e cât AB. Și paralelă și congruentă. Foarte important. La fel și ce. Și AC cât B, B e. E paralelă și congruente. Sigur că da. Deci aceste lucruri... Punctul opuse, ai însă și cu ăsta, dacă voi fi pus în situația da. Să-ți încon, voi avea posibilitatea să folosesc punctul opus în congruente. Adică ăsta e cu ăsta și ăsta tot. Cu ăsta tot. Da? Nu trec pe lângă probleme foarte repede, ci toate le repet acum, cu ocazia asta. Da? Bun. Deci încă o dată. Autorul mi-a spus, simetricul lui A față de D, eu. Îndată m-a pus în gardă că aici sunt aceste două congruente și deodată am acest paralelogram. Foarte important. Nou, mai departe spune că prelungim pe BF cât ce B. Adică toată asta, tot segmentul ăsta, e cât asta de aici. Da? Nu întâmplător asta. Probabil că va fi foarte important. Mai departe. Zice așa. Fie bisectoarea lui B. Da. A lui A, B, C. Bisectoarea. Da. Ce știu despre bisectoare? Când parte două unghiuri congruente. Bun. Deci, încerc și eu să duc bisectoarea. Unghiul acesta nu e la mijloc, nu neapărat la mijloc, numai când ar fi la mijloc, hai să vedem. Când ar fi la mijloc? Deci când ar fi triunghi social, da? Ar fi și mediană și mediatoare de toate, da? Și aproape și este, că s-a întâmplat că eu să fiu un pic de atent, dar parcă e mai mare asta decât asta, zic și eu. Și atunci nu e chiar la mijloc. Și o prelungesc pe această bisectoare, zice problemă, da. Până se întâlnește cu ce e. Da. Deci obțin un alt punct în urma interzicției lui ce e cu bisectoarea asta. Da, G. Și punctul G. Fiindcă am analizat cu foarte multă atenție de până acum ipoteza, am tot desfăcut-o și am tot câștigat multe informații, am că ce e la paralel cu AB, da? Ce e paralel cu AB? Și congruentă. Și congruentă. Când am zis ce e paralel cu AB, de fapt eu înțeleg că toată dreapta ce e și cu G, că aici sunt coliniare, pentru că am dus în prelungire. Corect. Deci toată dreapta asta pe care se află segmentul ce e, că prin două puncte distincte, că aici o dreaptă și mai una. Da? O dreaptă și mai una. Deci aceasta este o dreaptă pe care o pot prelungi cât vreau de mult și într-un sens și în celălalt. Și care este cum cu asta? Cu AB. Paralelă cu AB. Da? Deci, deocamdată nu știu ce mă spune problema, dar important este că astea două sunt paralele. Și numai faptul că sunt paralele tăiate
poți să fii G, B secanta. A e secanta. A e secanta, da? B, C secanta. Deci, a, B, C secanta, exact, da? Exact, ce? Deci, pentru astea două drepte paralele pe care le-am în figură și pentru care am posibilitatea să socot secante toate cele care tai acest, care vor tăia aceste drepte, știu sigur că am perechi de unghi fel de fel de artere interne, artere externe corespondente pentru fiecare secantă parte. Da? E bine, acum, fiindcă unghiul ăsta, prin ducerea bisectoare 1, fiindcă ăsta la altul de aici 2, da. Și fiindcă am aceste două paralele, și secanta BG. Stăm și ne vedem că BG fiind secantă, BG. Da? Două drepte paralele tăiate de o secantă formează unghiul de acesta alternă interne, adică B1 va fi G1. Cu G1. Corect. B1 cu G1. Sunt congruente. Da. Și de asemenea, fiindcă B1 e cât B2 și B1 e cât G1, înseamnă că G1 e cât B2. Corect. B2, nu? Nu știu dacă folosește. Habar n-am. Habar n-am, dar tot desfac acolo problema în timp ce fac desenul. Că asta e esențial. Știi de ce, Miruna? Pentru că voi încă nu aveți o strategie pusă la punct. Strategia cea mai importantă este întâi și întâi încrederea în rezolvare. Am venit aseară de la întâlnire acolo și mă frământa o problemă. Am stat la problema aceea, o oră, oră și ceva, habar n-am cât am stat acolo. Nu i-am dat de capăt. La altă problemă? O altă problemă. Nu la problema asta, o altă problemă, în sfârșit, mă frământa cu mine. Nu era de capăt. De acum, problema mă captaseră. Eu nu mai puteam să scap de ea. Și m-am dus, am mai mâncat ceva, m-am sucit prin cameră, în sfârșit, și tot timpul cu mintea acolo. Și m-am mai învățit și că halterofirul, nu știu dacă ați văzut la halterii, când halterofirul se apropie de halteră, mai face mișcări prin stânga, în dreapta, se mobilizează și atunci toată energia. Este momentul de concentrare maximă. Și odată repede și smulge haltera. Așa și cu problema. Noi suntem într-o aventură de fiecare dată. Suntem abordăm un necunoscut. Orice problemă este o situație pe care n-am mai întâlnit-o. Deci este un necunoscut. Numai însă având experiență și având un, cum să spun, o strategie bine pusă la punct, încrederea în tine este esențială. Și am spus, cei care au așa șansă de cred în puterea Dumnezeu, își fac și o rugăciune. Da? Doamne ajută-mă! Acest lucru, să știți că se folosește formidabil, exact cum am spus mai devreme, la halterofil. Și atunci când te apuci de problemă, tu nu mai stai cu mintea să mă suni cineva, să văd ce fac, nu știu ce. Noi cu, dacă o fracțiune de secundă, Ai părăsit problema, s-a terminat tot. Toată construcția ta s-a făcut zob. În clipa aceea, trebuie să fii concentrat numai aici. Mi-am amintesc că tot așa eram într-o problemă foarte tare prins și putea să-mi facă cineva să mă dezbrace. Și eu nu mai îmi dădeam seama. Până acolo ești atât de captat de probleme. Concentrat și de... Da. Asta, mesajul ăsta este. Nu te poți apuca de treabă pasiv. Hai că mă trimis mama să fac problemă. Nu pot. Păi tu deja i-ai spus că nu poți. Tu ți-ai spus că nu poți deja de când te-ai apucat de problemă. Și n-ai nicio șansă. Trebuie să știi că poți. Și pentru asta faci ce am făcut eu acum. Desfacem ipoteza țăndări. Din chestia asta că B1 este cât G1, înseamnă că triunghiul este isosceles și înseamnă că latura asta de aici, formidabil, e și cât asta. Asta e cât asta. Da, și mai știm că... Și asta e cât asta? Deci astea două sunt între ele. Congruente, formidabil. Segmentele astea, BF, atenție, BF este cât BC din construcție. Da. Și BC e congruentă cu C. Și BC e cu GC din construcție, da? Le-a demonstrat. Păi chestia asta, lui GC îi se leagă CF, lui BF îi se leagă AB, care, cum sunt CF și AB? Sunt paralele și congruente, mă, cât de paralogramul dinainte.
Deci, iată că lui GC, care cât BF, îi se leagă, îi se adaugă CF lui GC, CF, lui BF îi se adaugă AB și cele două care se adaugă sunt... BF, BF cu GC, păi BF este cât BC din ipoteză. Iar BC cu GC, fiindcă triunghiul GCB este isoscel. Deci isoscel, ai să întreb, pentru că B1 cât B2 e bisectoare. B1 cu B2 e bisectoare, da. B1 e cât G1. Da. Din cauza că dreptele alea sunt paralele și sunt alterni interni, de aia niște canta GB. Da. Și atunci este G1 cât B2. Ai înțeles? Da? Și triunghiul isoscel, deci, și triunghiul isoscel și atunci laturile se sunt egale. Și cum asta era egală și cu asta, iată intermediarul CG, mă trimite că și GC e cât BF. Și lui GC care e cât BF, da? Lui GC care e BF, le se lipesc segmentele acestea, ia uite-te, uite miruna asta, care este cât ăsta? Și noi știm că AF e paralel cu GF, cu GE. AF, paralel, da. Paralel cu GE pentru că... AF, domnule. Pentru că AB, o parte din dreapta asta, un segment din dreapta asta, da? Deci toate, și F e dusă prănunciri, crezi cu tonia. Dacă AF e congruent cu GF, deci A, F și cu G, E sunt congruente și paralele. A, G. Sigur că da. Iată informații care au apărut peste noapte. Nu mai descoperim ipoteza. Asta am vrut să atrag. Am stricat ipoteza și m-am jucat cu ea și am făcut o țândere acolo. Nu m-am apucat de problemă. Nu m-am apucat de problemă. Dar asta este o strategie pe care trebuie să o am în minte tot timpul. Da? Deci, ce fac acum? Nici nu știu ce îmi cere problema. Habar n-am. Da? Deci, ele iau încă o dată. Deci, zice, fie triunghiul ABC, l-am dus. Am făcut, zice, fie AD mediana. Stop. Am pus pe de la mijloc. Bun. Ce că o prelungești pe AD cu DE egal cât AD. Opa! Încă un segment, astea două apar diagonal, două drepte care se intersează, segmente egal, păi se pot fi diagonale în patru latere, B, E, C, A, care s-au înjumătățit, deci A, B, E, I, C, e paralelogram. Dar nu mi-a cerut nimic de asta. Este tot ce fac eu când primesc câte o informație, mi se aprinde beculețul. Cu încă o informație, cu încă o informație și eu tot desfac acolo. Și fiind paralelogram, zic, opa, păi toate într-un paralelogram sunt adevărate, nu? Diagonale sunt înjumătățesc, folosit pentru a spune că e paralelogram. Acum, dreptele opuse sunt paralele două câte două, adică asta cu asta, asta cu asta. Pe urmă, dreptele opuse două câte două sunt paralele și congruente, adică asta cu asta paralele și congruente, asta cu asta paralele și congruente. Sau, dacă fiind paralelogram, toate două câte două sunt congruente, nu opuse. Și toate, și unghiile opuse și toate, povestea aceea, adică eu repet toate proprietățile în mintea mea. Acum, autorul spune, mi-a mai spus că BC este cât BF. Prelungim așa, da? Păi a zis, păi bun, asta cât asta. Ia să o marchez eu și mai bine. Chiar de pe figură. Deci nu știu, dar trebuie să o scot în evidență încât să-mi atrag atenția când mă apuc de treabă. Că C, B, cât BF, iată, faci chestia asta. Una, sau pui acolo. Segmentul ăsta cât ăsta am pus, ăsta cât așa, ăsta cât asta. Merg mai departe. Se dă bisectoare al B, al lui B, care prelungită se întâlnește cu ce e. Și când zic, măi, se întâlnește cu ce e, ce e era cu AB, bisectoare... Păi ce mi-o dă oare? Păi stai o secundă, stau și două paralele le am, că am prelungit-o pe ce e și pe AB, două paralele, secante. Una din secante asta este că a apărut punctul G și merită să mă duc repede, da? Merită să mă duc repede spre două paralelite de o secantă, că nu degeaba, și atunci la ăsta mă uit și cu congruent cu ăsta obligatoriu ca alterni interne și fiind bisectoare mă duce mintea și că ăsta și că ăsta. Deci, pur și simplu, de atunci când am obținut punctul de intersecție G, încep să dau drumul la problemă pe colțul ăsta. Ce noutăți au apărut? Atenție, ce noutăți apar cu ocazia asta? Eu insist așa pentru că
și în discuțiile care le-am avut aseară, am sesizat că nu foarte mulți, lumea nu este preocupată de a face efort maxim pe partea asta a explicării. Adică fiecare are acolo câte ceva, mă rog, câte o chestiune și etalează, să spunem, nivelul de cunoștințe, arătând cum a creat el ceva. Dar pe mine nu mă frământă o chestie asta. Eu vreau să îi reușesc pe ei să înțeleagă, să reușesc să se fac să înțeleagă o chestiune și să-i aduc pe ei în stare să creeze mâine. Ăsta e rolul meu ca profesor. Eu în rest înseamnă că pierd timpul de aiurea dacă nu fac treaba asta. Și acum, ceea ce vă fac acum este spectaculos. Am tot stat aseară și m-am gândit ce, cum trebuie să fac ca voi să prindeți mesajul că se poate de bine. Repet, nu zeci de probleme făcute într-o singură idee ca să ne șablonizăm pe la gândire, ci mai degrabă să găsim, ce vă spun acum, mai multe soluții la o problemă, este mult mai interesant. Adică să învățăm să gândim, să elaborăm un raționament, să vedem cum plecăm dintr-o parte și cum ajungem din partea cealaltă. Asta e marea problema noastră. Mă întorc. Adică, ce am spus? Am prelungit bisectoarea până să o întâlnesc cu paralela asta, într-un punct G. Apoi un punct, repede. Și acum eu nu plec de lângă chestia asta. Băi, paralele? Asta am dus o secantă? Al termin, termin, unghiul ăsta e cât ăsta? Atunci ăsta și ăsta, așa? Sunt congruente din cauza și atunci și B2 cât G1. Deci B2 e cât G1 și asta înseamnă că triunghiul merg mai departe, nu plec, deci da. B2 e cât G1 și stop. Păi fructific, fructific este asta. Triunghiul B, G, C e social. Și asta înseamnă că G, C e congruentă cu C, B, dar C, B era congruentă cu B, F. Și rezultă că G, C e congruentă cu B, F. Corect. Și lui Bufui s-a pus în capăt AB, care e congruentă cu CE, nu? AB nu-i cât CE, zici, știam, din paragram. Și atunci, toată AF, toată AF... E congruentă cu GE. Cu GE. E formată din câte segmente, mă? Din segmente congruente. Deci asta, cât asta, asta, cât asta, deci toată aceea, cât toată asta, și cum sunt și paralele, și congruente, stop! Gata, paralele. Figura asta, A, G, E, F, este paralelogram, care două latere opuse, paralele și congruente. E paralelogram. Și dacă e paralelogram, toate celelalte lucrează. Adică, e paralelogram și proprietatea aceea, că diagonalele se înjumătățesc. Care e diagonalul A, F, E? A, E, A e una, care-i dusă. Și a e care-i dusă, da, și da. Are mijlocul său, da. D-i mijloc, da. Și G, D, F. Și G, F dusă, n-are altă șansă decât să treacă prin D. Atenție! Deci, fiind că D este mijlocul unei diagonale, atunci când eu vreau să o duc numai prin, de la F, adică să unesc vârfurile, să duc diagonală. Da. Duc diagonala, atât mă frământă. Dar diagonala asta nu poate trece pe lângă D. Nu poate să treacă pe lângă D pentru că D e mijlocul celelalte diagonale. Deci ea trece neapărat pe mijlocul lui D. Eu am dus-o de la D până la F, ca dreaptă. Da? Am dus-o de la D până la F. Adică am unii vârfurile opuse ale panogramului, da? Și atunci ea trece obligatoriu prin D pentru că știm noi că într-un panogram diagonale se înjumătățesc. Corect. Și atunci dacă treci prin D, cum sunt punctele G, D și F? Coliniare. Dar stai-te acum, asta e mă problemă. Da? Și îmi citesc de la problemă la sfârșit ce? Să se arate că-s coliniare. Nu am trecut problema. Eu, la profesor, le-am demonstrat G, A, F, e paralelogram. Și atunci... G, A, F, E, e paralelogram. Și avem o secantă A, E. Deci G, A, F, E e paralelogram, da? Da. Și am o diagonală pe A, E, da? Da. Și duc cealaltă diagonală. G, de F, da. Duc G, F, atât diagonală. Da. Deci în capul meu duc cealaltă diagonală. Da. Dar fiind paralelogram, o tai pe A, E neapărat la mijloc.
De ce o tai la mijloc? Pentru că știu că într-un paralelogram diagonala se jumătățesc. Da. Și atunci punctul D care era în mijlocul oaie, despre care știu că era în mijlocul oaie. Da? Da. D-ul acela care era în mijlocul oaie se află și pe G. Nu știi de ce se află? Mm-hmm. Insist, încă o dată. Deci, minunat. Hai să luăm deoparte fibra. Uite așa, hai să ne închipuim așa situația asta. Deci A, B, C, D. Ia un paralelogram. Sau să iau chiar notațiile de acolo, bine? G, A, F. Uite, G, A, F și E, da? A, E, D, E, D, E, A, A pardon, E, A. E o diagonală. D, știu că se află la mijloc. Știu asta din construcție, da. Din cum am gândit, da? Duc și cealaltă diagonală. Deci eu o duc pur și simplu. Puneți pe G cu A, cu F. Pe G cu F. Oare trece pe lângă, pe lângă D? Trece pe lângă D, spui tu. Pe lângă, nu... Nu, trece prin D. Exact prin D. Cu siguranță. Pentru că știu bine că într-un paralelogram diagonale se jumătățesc. Deci, GF, fiind de sat paralelogram, GF nu are ce face decât treacă, să treacă pe mijlocul de lui IA. Pe mijlocul lui IA. Uh-huh. Și cum D era ala, înseamnă că D ăsta este pe E. Deci nu poate să treacă FG pe lângă D, până să leapă și pe el. Deci dusă așa, neapărat prin D trebuie să ducă. Da? Să fie în mijlocul lui IA, că doar nu sunt două mijloace a unui segment. Da, bineînțeles. Și atunci D-ul este neapărat pe FG. Deci punctele F, D și G sunt corneare. Da? Deci în demonstrația, că scriem că G, A, F e paralelogram. Bun. Rezultă că... Și că, și că A, e, a e o diagonală și că D e mijlocul lui IA. Da, rezultă că G, F e G, D, F. Exact! Exact! Deci paralelogram că A diagonal. E o diagonală în care D-i mijlocul lui AE din construcții, atunci G, D, F, coliniare, terminat. Da? Asta e clară din tot ce am vorbit până acum. Și cu asta m-am trezit că am făcut problema, fără să îmi dau seama. Pentru că tot am stricat ipoteza. Corect. Pe de altă parte, dacă ai ajuns într-un loc în care nu mai poți continua, atunci încerci să strici și concluzia. Și zici așa, ce ar trebui să fac, vorba ta? Ca să arăt că punctele G, D, F sunt coliniare, din experiența care o am și am sesizat niște paralograme aici, am zis că ăsta ar fi paralogram, înseamnă că ar merita, pentru că G, D, F să fie coliniare, ar merita cum A, E îl are pe D la mijloc, ar merita să arăt că patraterul ăsta A, F, E, G e paralelogram. Și atunci muncesc pentru toată povestea asta. Nu mai redactăm, dar am numai, făcut-o, noi am, am vrut neapărat să-i insist pe problema asta. Ce să mai spun, dar mi-e clar, clar. Am, pentru că... Noutatea. Da, noutate. Noutatea. O secundă. Noutatea a fost asta. Să vă atrag atenția că avem de parcurs niște pași în fața fiecărei probleme. Notați. Pașii pe care îi parcurgem în fața oricărei probleme. 1. Pașii pe care îi parcurgem în fața unei probleme. 1. Încredere totală. Dacă nu ai asta, nu te mai apuca de matematică. Ocupă-te de orice. Încredere totală. Adică vreau să spun mintea acolo. Încredere totală, mintea la problemă. Încredere totală, paranteză, mintea la problemă. 2. Citim, citim și citim de mai multe ori
ipoteza și o desfacem, o interpretăm. Citim de mai multe ori ipoteza și o interpretăm. Interpretăm, adică din fiecare informații găsim alte informații. Adică ni se dă asta, ce vrea să spună, ce vrea să spună. Spuneți așa, răspundem la întrebarea ce vrea să spună. Când îți dă încă o chestiune, încă o chestie, ce vrea să spună? Da? Răspundem la întrebarea ce vrea să spună autorul. Ce ne mai spune ascuns? Care mai sunt lucrurile pe care nu le spune direct? Da? Și trei. Interpretăm cerința. Interpretăm cerința. Desfacem și concluzia, tot. Da. Desfacem. Interpretăm cerința și răspundem la întrebarea ce ar trebui să fac ca să demonstrez asta. Da? Ce ar trebui să fac ca să demonstrez acel lucru? Ce ar trebui să fac ca să demonstrez acest lucru? Acum, ca să ne convinc că au înțeles, luăm o problemă și așa o facem. Nu? Exact așa! Stricăm acolo, facem... Zici ce tema aia, Adi, la geometrie. Păi zi! Că nu știu aia, care? Că nu știi, Mirona. Ok, ziceți-mi care, problema care? Problema 27 de la pagina... Atât, mai 27? 27, 28, 29 și 30. Fără 26. 26 nu pot să văd ei, nu? Și bună era, că era cu colimiaritate. Dar nu mai fac. Nu vă dat-o, nu vă dat. Este olimpiadă, mamă. Ești la videolimpiadă, ce uite, așa aș fi vrut să o fac. Da. Hai să vedem acum. În paralelogram ABCD. Le spune așa, în paralelogram. Da, 27 de la pagina 113. În paralelogram ABCD. Deci în ipoteză, paralelogram ABCD. Paralelogram. Da. Cum atâta vreau să desfacem. Paralelogram. Și fac și eu un desen cu paralelogramul ăsta. Deci numai atât. Prima parte a problemei. Da? În paralelogram ABCD. A, B, C, D. În paralelogram ABCD. Da? A, B, C, D. Povestește-mi tu, Adi, ce informații ți-o transmis autorul? A, B, paralelă cu DC și congruentă. A, D, paralelă cu BC și congruentă. Da. Și deocamdată cam atât. O, multe! Dar e paralelogram? Mai, unghiul opus e... Sunt congruente. A și D. A, D, fac 180. Deci A cu D, D cu C, C cu B, A, D, A cu B, așa, unghiurile alăturate unui latru fac 180 grade, altceva ce nu mai spus. Nu mai spus încă. De ce ai spus laturile? Diagonale se jumătățesc, sigur că da. Nu le-am dus, dar în mintea mea, toate aceste lucruri, când am deschis gura și am spus paralelogram, toate sunt prezente. Pac! Toate becurețe s-au aprins ca cu informațiile acestea. Mai departe. BC egal cu amic. BC se notează cu amic, nu? Da. BC, asta se notează cu amic. Și măsura unghiului CAB egal cu 30 grade. CAB. Da? Deci, practic, eu fac următorul lucru. Puneți pe A cu C, adică duc o diaconală. Și iar acum, dacă ajunge și pe cealaltă țară jumătăție. Da. Dar nu duc. Și îmi spune că unghiul ăsta de câte grade este de? CAB de 30. CAB de 30 de grade. Măsura. Da. Măsura lui. CAB. Dar ce este importantă ne spune acum? 30 de grade. Ne spune că
Latura dar nu știi că e dreptunghic. Deci dacă ar ști că e dreptunghic, atunci asta la altă, abia ar fi de două ori. Doi ani. Dar e foarte bine că te gândești la chestia asta. Și acum ți-e spui, ți-a lipsit chestia asta cu unghiul de 90 de grade. Numai în triunghiul dreptunghii se întâmplă asta. Ai înțeles? Da. Da? Încă nu știm, ștergeți de acolo, că nu știm. Sigur că nu știm, nu știm. O să vedem. Mediatoarea segmentului BD. BD. Căutăm pe BD. Aia, da. Diagonală, da? Mediatoarea segmentului BD intersectează dreptele BC și AD. O secundă. Am dus mai diagonală. Ducând diagonala asta, s-au întâlnit în punctul O, s-au intersectat, se înjumătățesc, tocmai ce visam, mai avem încă ca informații. Deci punctul ăsta, dacă ar fi să le iau în discuție, este la mijlocul atâtului aceea când se dă, din cauza că e pelogram. Mai departe, acolo... Mediatoarea segmentului BD. Opa! Mediatoarea segmentului. Hai să ne iau un segment. De o parte. Mi-închipui că ăsta e DB. DB. Mediatoarea AD. Ce știi despre mediatoarea unei segmente? Unește vârful cu mijlocul. Dar unde care e vârful? Mediana, măi. Mediana unește vârful cu mijlocul. Mediatoarea ai vârf. Mediatoarea unui segment. Mediatoarea perpendiculară din vârf. Care e vârful, mă? Care e vârful? Care e vârful universului vârf? Dar niciun vârf. Perpendiculară pe mijlocul laturii opuse. Atât. Perpendiculară pe mijlocul laturii opuse AD. Deci mediatoarea unui segment. Iată, dacă n-am informația asta, nu pot contra problema. Stop. Mediatoarea este perpendiculară pe mijlocul unui segment. Deci mijlocul lui DB, O, la noi chiar O este. Da. Da. Da? Și perpendiculară pe mijlocul lui DB. Ce știu? Vedeți, nu fac un pas. Am vorbit și mă țin de cuvânt. Toate punctele de pe mediatoare. Sunt la egală distanță de capul de segmentului. Deci dacă iau un punct P, P, D este cât pe B. Corect. Oriunde mai duce, mai sus, mai jos, toate punctele. Acum, să mă duc în problemă. Am pe O mijlocului de B? Da. Trebuie să duc perpendiculară pe O. Deci, ca să facă 90 de grade așa de. Adică ăsta să fie 90 de grade. Așa trebuie să mă duc. Nu puteam să ducem și în sus? Sigur că da. E o dreaptă. Imediatoarea segmentului. Deci perpendiculară pe mijlocul segmentului. Aproximativ, poate mai înclinată trebuia un pic. Așa, voi aveți un echer acolo și vă rog să-l luați cu echerul, da? Da, da. Deci această mediatoare, domnul profesor, da, taie dreptele BC în M. Pe BC o taie în M. Pe BC cum s-o taie pe BC în M? Păi înseamnă că n-am notat mai bine. Stai. Taie dreptele. Dreptele? Pe BC o pot duce cât de mult. Voi gândiți BC segmentul. Da. Dar doar să se auto taie dreptele. Dreptele, corect. Deci duc, prin BC o duc cât de mult. Taie dreapta BC într-un punct. Am nu, la mine, pe desen. În punctul M. În punctul M. Și pe AD, în punctul 1. Și pe AD, iau-te pe AD, vine și AD. O prelunge și pe AD. În punctul... N. N. Deci, M și N. Păi stai să ne gândim ce putem fructifica de aici. Da, numai aici să nu și analizăm. Deci, am așa, astea două paralele. Asta care am dus-o N-M secantă. Și două paralele taiate de o secantă formează pe de... Adică care ar fi alternă? Din N cu ăla din M, nu? Asta, ăsta de N cu ăsta din M. Iată, foarte bine ai insistat tu. Nu știu dacă îmi folosește. Habar n-am. Fructificăm. Dar eu acum zic, bă, și de asta, dacă am nevoie, am să țin cont. Încă o dată, reiau. S-a fost paralogramul. Toate alea am adus la în minte. Diagonale dacă ar fi, și-au fost. Da, să te întâlnesc când se înjumătățești foarte bine chestia asta. Încă am dus pe mediatoarea lui DB. Păi nu, se înțelege. Da? Și această mediatoare dusă, tai laturile acestea paralele, laturile opuse pe BC și pe AD, în punctele N și M.
Sentimentul meu este că an ar să fie că ce mă, nu știu de ce zic. An că ce mă, așa aș vrea să cred. Da, pun semn de întrebare. Suntem de întrebare dacă într-o credință. Dar unghiurile, sigur, sunt congruente. Dar unghiurile sunt congruente categoric. Dacă avem AD paralel cu BC, studenții canta AC, a rezultat că unghiul BAC e congruent cu unghiul ACD. B, B, A, C. A, C, D. B, A, C, cu A, C, D. Și atunci are 30 de grade. Și ăsta e de 30 de grade. Unghiul din 90. 30 de grade. Triunghiul e dreptunghi. Unde ai 90, Mirna? Unde 90 de grade? Acolo. Mirna, unde-i 90? Bă, păi ăsta, ăsta-i 90. Ăla-i 90. Și ăsta din jur aici. Și a, jurul. Sunt 360 și dacă unul e din 90 și altul e tot din 90. Dar nu am un unghi acolo din unde ai stai din 90? Da. Păi nu-i! E ăla de sus, trebuie să te-l pui, domn profesor. Da, da. Mi-a adus mediatoarea lui DB. Deci, atenție, nu forțăm mâna cu niște lucruri care nu sunt, dar și sunt greșeli grave. Exact. Deci te-ai dus că ar fi din 90 de grade și ai stricat toată problema. Dar mai are un unghi acolo. Deci altul este unghiul. Bun. Mergem mai departe. Știind că perimetrul patrulaterului B, M, D, N este 8A. B, M, M, D, 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 N. Acum unim ăla, că e patrulater, ne zice că e patrulater deja. Domn profesor, nici măcar nu trebuie să ne mai omorâm. Nu, dar nu, e patrulater, patrulater. A, nu zice că e paralelogram. Nu spune că e paralelogram. Știind că perimetrul patrulaterului B, M, D, N este 8A. Așa. Știind că perimetrul, nu? Hai să zicem da, acolo. Perimetrul lui B, M, D, N egal 8A. Perimetrul lui mai adaug aici B, M, N, B, M, D, N, D, N egal cu 8. Asta-i nu, nu, ți-ai pus încă B, M, M, N, D. D, fără. Așa. Este 8A. Determinați măsurile unghiurilor și lungimile diagonalelor patrulaterului A, B, C, D. Deci găsim unghiurile și lungimile. Unghiurile opuse, știm că, adică D cu B congruente și cu cât. Deci vreau măsura unghiului A, D, C, nu? A, A, D, C, da. A, D, C. D, G, B. Egal cu cine? Măsura unghiului D, G, B. D, C, B. Măsura unghiului H, B, A. Da. Astea sunt două de două. Corect. Și mai vrea și lungimile diagonalelor patrulaterului. Ne cere să aflăm și cât este D, B, tot în continuare, da? D, B, egal cu cine? Și A, C, egal cu cine? Cred că în ipoteză trebuie să mai trecem n-am, n-am pus multe lucruri în ipoteză. M-am zis cu unghiul acela de 30 de grade. Da, facea mediatoarea segmentului BD, intersectează dreptele BC și A. Hai să notăm cu A. 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 Mediatoarea. Mediatoarea. Segmentului. DB. Adică ce știu? Că A este, asta vreau să spun, A e perpendiculară pe DB. Și A intersectează DB egal mulțimea formată din punctul O. Adică perpendicularea este chiar în punctul O. Mai am că. Ia să vedem ce mai am. Așează perpendiculară, taie pe AD, trebuie să spun asta. Deci A intersectează AD egal mulțimea formată din punctul N. Așa a spus, nu? Și tot A intersectează și pe BC și egal mulțimea formată din punctul M. Deci, de-a-ta, mediatoarea asta, intersectează pe BC în M și pe A, D în M. Și mai am că perimetru, mai adaug și ăsta, că perimetrul lui B, M, D, N, egal cu 8A.
ni se cere unghiurile, ni se cer unghiurile paneogramului și lungimile diagonală, nu așa? Unghiurile și lungimile diagonală. Reau încă o dată problemă. Mi s-a dat că figura asta ABCD este un paneogram. Și că latura BC e cât AD și egal cu amic. Așa ni se dă în problemă, nu? Pe urmă, mai am faptul că AD e paralel cu BC, adică toată asta e paralel cu toată asta. Măsura e de 30 de grade. Unghiul ăsta e de 30 de grade și s-a dus perpendiculara, și nu degeaba, perpendiculara în DB pe NM. Și mai îmi dă și perimetrul tot. Perimetrul la e 8A. Tot perimetrul e 8A. 8ORBC. 8ORBC. Dar ăsta este măcar cu astea două paralele. Patrulaterul NBMD. Patrulaterul NBMD este măcar cu două laturi paralele. Da, dacă mai sunt congruente, e paralelogram. Sigur că da. Dacă sunt și congruente, e paralelogram. Acum să vedem noi cum reușim să arătăm că sunt și congruente. Ar fi formidabil. Mână e o diagonală acestui patru lateri, sigur că da. Și de B. Și am spus noi că unghiul ăsta ar fi cât ăsta din cauza că sunt alterne interne, da? Și de B. Și de B e diagonala așa lui ABCD și al lui... așa patru laterilor e nouă. De B este diagonala și a ăstuia și a celuilalt. Dacă demonstrăm că B e congruent cu OD și nu O cu O... Păi B, O este cu OD. Din B, celălalt paralelogram. B, O cu O, D este, este din celălalt paralelogram. Dacă nu O cât O, M, atunci gata, paralelogramul acela este unde chiar... Unde te gândești? Aici nu ai abandonat? Face. Ai abandonat. Bine, bine. Hai să vedem o dată. Reluăm problema. Ce-am spus mai devreme? Încredere totală și suntem lipitoare pe problemă. Nu ne mai gândim în altă parte, nu părăsim problema. Încă o dată de avadic, ca să ne înțelegem. Ce am spus că este de ABCD este ce? Paralelogram. Ce am spus că odată cu asta, ce lucruri am în minte, repede? Diagonalele este înjumătățesc, unghiurile sunt congruente, unghiurile opuse sunt congruente, două drepte sunt paralele și congruente. Laturile opuse, adică BC cu AD, AB cu DC, da? Suma unghiurilor alăturate unui latru, toate acestea sunt perfect în mintea mea când ați paralelogram. Mai departe, ce am mai făcut? Mi se mai dă o informație și nu degeaba unghiul ăsta de 30 de grade. Asta trebuie să o folosesc în raționament. Nu știu deocamdată, nu se leagă deloc la mine. Deci, în momentul de față, unghiul ăsta e de 30, mă trimite că și ăsta ar fi de tot de 30. De acord? Da. Că astea două paralele, Adi, astea două paralele, tai în secanta asta, tu trebuie să-i vezi așa paralelele astea, ale paralelogramului. Deci două drepte paralele, tai de o secantă, formează unghiul ăsta și cu ăsta, cum se numesc ăsta? Alterne interne. Alterne interne. Și cum ăsta e de 30, deci ăsta e de 30. Nu știu dacă îmi folosește, dar cert este că eu agăți problema și cu așa ceva. Întrebarea mea este următoarea acum. Ce părere aveți de triunghiul A, N, O? Cu O, N, C, M. A, N, O. A, N, O. A, N, O. Cu O, C, M. Dar de ce să mă duc acolo? Dar nu știu. Ea o trebuie să n-ai. Ca să o mă cu O, N, dar...
ce, de ce să mă folosesc eu de triunghiul ăsta? La ce îmi folosesc? Că se rogă. Deci dacă aș arăta că triunghiul ăsta, cu alte cuvinte, Miruna, dacă N-O este cât o M, cum D-O este cât o B, atunci figura asta care ia naștere este sigur paralelogram. Că ce sunt N, M, A, D? N, M și D, B, în N, B, M, D. Sunt diagonale. Și dacă noi, cum D, O este cât o B, dacă arătăm că N, O este cât și O, M, treaba este excelentă. Este excelentă. Ei, ca să mă concentrez pe ideea asta, ca să arăt că N, O e cât o M, ce bine ar fi ca N, O să-l prind într-un triunghi, pe O, M în alt triunghi, și cele două triunghi să fie congruente, că atunci treaba ar fi excelentă. Păi, triunghiul N, A, O, N, A, O, și O, C, M. Despre cele două triunghiuri, ce puteți spune despre cele două triunghiuri, Adi, te rog? Păi avem A, O congruent cu O, C, A, O cu O, C. Da. Avem măsura unghiului N, O, A. N, O, A. Lasă-l. De ce? Nu. Nu, ai comis o greșeală. Eu nu ți-am spus niciodată când ai încercat și tu ceva. Zic, nu. Păi și e, cum să spun, dezarmant. Deci no. El spune N, O, A. Da. O pus la vârf cu C, O, M. Sigur că da, are dreptate, că sunt prelungire. Așa, și N, A, O. N, A, O. Congruent cu O, C, M. Deci N, A, O, O, C, M, pentru că astea paralele, secanta este asta și atunci da. Unghiul de aici este cât trebuie să aici, că altermitem. Așa, și obține cazul... Mai bine? Unghiul la două. Nu, zice că nu. Iruna zice că nu. Iruna, de ce? Uite, astea două nu sunt paralele? Da. Și asta nu poate fi văzută de noi ca o secantă? Și două drepte paralele, tăi de o secantă, nu le face pe astea două? Unghiul N, A, O. Că O, C, M. Ca fiind de o parte și de alta a secantei. Și în interiorul dreptul, la termintern. Da? Deci are dreptate. În concluzie, am pe ăsta cu ăsta opuse la vârf. Le avem și pe ăsta, Adi. Da, ea la aia se referea, de aia. Dar aveți pe ăsta. Dar era de așteptat să fie și celălalt Miruna. Pentru că la 180 de grade când completăm, dacă ăsta e cât ăsta și ăstea două puse la vârf, și al treilea vine obligatoriu. Și el vine și din motivul acela cât tot paralel, de secantă. Da? În concluzie, triunghiurile acestea luate în discuție sunt acum congruente? Da. Pentru că suntem U, L, U. U-l-u. Și dacă sunt congruente, atunci N, O este cât o mână. Și N, D, M, B e paralelogram. Și atunci N, B, D, M e paralelogram. Dar e un paralelogram șmecher. Că are diagonale perpendiculare. Deci, poate întâlnesc așa puțin chestii. Un paralelogram, așa de tare, încât diagonalele sunt perpendiculare. Prin de ce? Că am dus-o noi perpendiculară. N, M. Fii dreptunghi. Deci, într-un paralelogram diagonal este dreptunghi? Într-un dreptunghi, bănești fii dreptunghi, da? Ia să vedem. Într-un dreptunghi ce se întâmplă? Are unghiul dreptunghi. Deci, într-un dreptunghi, dar, uite, nu sunt diagonalele perpendiculare. În cine sunt diagonalele perpendiculare? În romb și încă ceva. Adică, unde sunt diagonale perpendiculare? În romb și în pătrat. Pătrat. Deci în pătrat. Ce? Ia uitați-vă. Într-un pătrat, diagonalele sunt perpendiculare. Că pătratul este rombul cu unui drept. Deci ăsta poate să fie romb sau poate să fie foarte bine și pătrat. 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 Da? Pătrat. Dacă e pătrat, nu B congruent cu B, deci, dacă îl acceptăm ca romb deocamdată, ca ideea de romb, toate laturile sunt egale într-un romb. Da. Deci N, D, cu D, M, cu M, B, cu așa, toate sunt egale, da? Da. Și tot, cât era? Cât e perimetrul? 8A. 8A.
Da? Și atunci dacă e 8-a, cât rămâne să fie una din laturi? 4. A. 2-a. 2-a, așa. Că se împarte la 4. 8. 8-a împărțit la 4, 2-a. Bun. Da? 2-a. Da. Noi nu facem decât acum să povestim, noi să încercăm să șurubăm problema, să o desfacem, să vedem dacă ne ducem. Deci, cât este toată asta așa, Miruna? Toată la asta, 2 ani. Asta înseamnă că Km e un an. Km este un an, o informație foarte tare. Deci Km, de aici a rezultat, Km atâta, e A. Km este de mărime A. Și Km e congruent cu anul. Deci Km are mărimea, Km ăsta, este A, da? Și Km e congruent cu ană. Km este congruent cu? Ană. A-nă. Ană. Cu A-nă. Atunci și ană e cu un A. Da. Ană era un A. Ană tot el, sigur da. Că da. Ană e tot A aici, de acord? N-B e 2A, N-B e 2A. Cât? Nb? Nb. 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 Este 2A. Da. 2A. Deci unul e A, altul e 2A. Și DC e 2A. Și DC, DC. De ce DC are? De ce DC? DM. DM are? Așa, DM. Nu DC. DC este... Deci DM care e latura acelui. DM este tot 2A. Așa. Dacă unim N cu C. Să unim pe? N cu C. N. Nu știu, dar mă gândesc dacă C, N, B pe 2 egal cu C, B, N, ar fi ceva bun. N, B, C cumva are 90 grade? N. B, C. B, C, N. B, C, dacă poți arăta că are 90 de grade, le-ai transformat în cine pe ăsta? L-ai transformat în pătrat. Deci aici e o întrebare, dacă ăsta are 90 de grade, nu? Da. Să văd dacă îl reușesc să-l arăți că are 90 de grade, l-ai transformat în pătrat, repet. Păi, hai să vedem într-un romb ce se întâmplă. Într-un romb, dacă duc diagonale, Miruna, ele sunt perpendiculare, dar nu sunt egale. Una e mai lungă și alta mai scurtă într-un romb, da? Uh-huh. Într-un pătrat, diagonale sunt egale. Întrebarea este, dacă ai putea să arăți că DB este cât NM, DB este cât NM, atunci ai șanse foarte mari să spui că rombul acela este chiar un pătrat. Hai să vedem. Cum observăm acolo? Deci, încă o dată, am clar că ăsta este romb, din cauza că diagonalele, am zis că e paralelogram mai întâi, am dovedit că e paralelogram, știam că diagonalele sunt perpendiculare, deci este romb, și rombul cu unul drept este dreptunghi. Dacă acum arăți că e dreptunghi, înseamnă pătrat, că rombul este pătrat. Deci, rombul cu unul drept este pătrat. A zis greșit. Și atunci, bine că intervenim. Deci, rombul cu unul drept este pătrat. Deci, îl transformăm în pătrat. Foarte repede, dacă reușim asta. Dar la cine ar folosi? La cine ar folosi chestia asta? Trebuie să aflăm măsura lui ADC. Unghiurile? Da. Dar și diagonalele. Și diagonalele lui ABCD, nu? La BCD. Păi dacă... A, D, C e congruent cu N, B, N.
Deci dacă arătăm, Mihaela, dacă arătăm că M, B, N, D este pătrat, atunci D, B este cât N, M. Da. Și în condițiile astea, a-l afla pe D, B înseamnă pe N, M. Da? Deci este ușor de aflat. Bine, dar noi avem diagonalele la ABCD, nu lui B, N, M. Am înțeles, am înțeles. La lui ABCD. Da. Dar putem să ducem problema, pentru că N, M, N, M este cât D, B. Una din diagonale am aflat-o în condițiile acelea. Numai că e o problemă aici cu... Cu cine? Cu... Nu știu dacă este dreptul. Dacă e pătrat. Nu știu dacă e pătrat. Nu știu dacă mă ajut. Unghiul N, D, C, va fi congruent cu N, B, M. Unghiul N, D, C, N, D, M, N, D, M, ăsta, N, D, M, ăsta așa. Da, congruent cu N, B, M. Sigur că o pus el la vârf. Dacă demonstrăm care e din 90, ăla e din 90. Păi, știu că sunt congruente, așa, și că ăsta de sus e congruent cu ăsta de sus. Că dacă e paralelogram, știm că sunt congruente, nu mai trebuie să demonstrez că sunt. Am demonstrat că e paralelogram și știu că sunt congruente. Dar nu știu că fac împreună 180. Mă refer, dacă unghiul ăla demonstrăm că e 90? Păi dacă am demonstrat un singur unghi să fie din 90. Gata, toate din 90. Toate din 90, fiind paralelogram. Da. Da? Deci știm că e paralelogram. Dar la cine ar folosi? Exact, hai să vedem. Hai să vedem. S-ar putea să ne ducem într-un loc, să muncim acolo și să nu fie adevărat și să vedem dacă ne este de folos. Pierdem timpul acolo. Păi. Noi ce trebuie să avem? Că DB, cât e DB de mare și cât AC, nu? Corect. Cât sunt AC și DB. Măcar una din ele am putea o afla oare de undeva. Toată AC-ul și DB-ul. Deci AN-ul cât este de mare? A. Da? NB-ul e 2A. Asta l-a rezolvat. AB-ul ăsta am putea să punem mâna pe el de undeva? Pe AB. Deci mă interesează AB dacă aș putea ca mărime. Nu prea pot să-mi dau seama cât este AB. Păi... CB-ul egal cu CM-ul, cumva? Dar nu știu că CB-ul e un A. Un A. Și CM-ul e tot un A? CM-ul e tot A. Păi sunt congruente, mamă, din triunghiurile alea care le-ați luat în discuții, demonstrăm asta, că e în A, e cât că... Bă, că este cât că, mă, sigur că da. Păi... A, tu ziceai să aflăm măsura unghiului ăla, dar nu știu de ce din 90, doar că e congruentul cu altul, că mi se cere măsura, domnul profesor, măsura lui A de C. Măsura lui... A de C. A... D... D... C... C... Unghiul de aici, da? Da, ăla, mi se cere și a lui D, C, B. Și a lui de câbă. Da. De câbă. Sunt astea. Da. Da. Am înțeles. Dar cum se reaflăm în minuna de aici? Cum gândești tu? Deci... Doar știu că CM... Ai spus tu că CM este cât CB, nu? Uh-huh. Am acest lucru. CM cât CB? CM este cât CB. Pentru că toată BM este 2A. Și BC era una. Și atunci, dacă aș uni și pe A cu M, ce s-ar întâmpla? Ce fel de triunghi este BAM? Isoscel. Este un triunghi isoscel pentru că am CM cât CB. Da. Da, și dacă ar fi perpendiculare, ar fi AB cât AM. N-am motivul ăsta. De unde să-l am? Nu-l am, nu? Știți un pic cum vrele alea din 90 de grade, domnul profesor,
Hai să vedem, ne concentrăm ca să vedem, să reușim problema asta, nu o lăsăm așa. Deci ce știm deocamdată? Știm că astea două sunt paralele. Suntem în situația CM cât CB. Da, deși din figură nu este asta. Nu este așa, pentru că n-am construit-o riguros. Da. Mi-a picat din pe librare, dar de aceea nu a ieșit cum trebuie. Dar de ce cât nu ia? Pentru că perimetrul lui NBMD este 2, e 8A. Și cu figura asta am zis că este romb. Așa. NBMD este romb. Așa. A, și rombul are toate laturile egale. Toate laturile egale. Aaa, înțeleg, domn profesor. Rombul are toate laturile egale. Deci, și ăsta e A.